Jack, piratul cel teribil. Blestemul rubinului albastru. Că vei veni după mine, Jack. Știam că nimic nu o să te oprească. Desigur, scumpa mea, o iubire ca a ta e mult prea puternică pentru a fi oprită de câteva duzini de monștri carnivori. Acum putem trăi fericiți o veșnicie. Sărută-mă, prostule. Păi, în regulă. Minunat, capitane. Spune-mi din nou despre iubirea noastră care răzbate. A văzut cineva asta? Nu cred. Să așteptăm până trece cineva? Sigur că nu! Poți să întreb ce-mi făcea din aur? Există legi, să știi! Păi, te-ai plâns că nu ai bani să-l plătești pe Willy față de rechin, care vine mâine la 6:30 să ia chiria pentru găina de mare, să știi. Și apoi te-ai dat cu capul repetat de catargul principal. Apoi ai sărit în mare. Da? Dar nu știu să not! Cred că ideea era să te neci, capitane. Și tu m-ai salvat! A fost o plăcere, domnule. M-ai salvat ca să sufăr o moarte mult mai lentă în mâinile sadice ale lui Willy față de rechin, cel mai faimos căpătar! Exact, domnule. Adică am făcut bine? E în regulă, slac! Cred că toți trebuie să murim odată! Doar că eu va trebui să mor mâine la 6:30! Unde vă găsi destui bani ca să-l plătesc pe criminalul ăla? Au sosit cererile de închirieri? Da, domnule, am încercuit un client foarte ispititor. Arheolog, pasionat că de vas pentru transport pe insula lui Lassie pentru a lua un rar și foarte valoros rubin al nostru. Pirații nu sunt doriți, plata va fi generoasă. Căutați-l pe domnul Toșilarme Hotărescu, arheolog la întâmplare. Mi s-a părut că sună bine. Da, dar slac, eu nu știu nimic despre arheologie. Ar însemna să spun o minciună foarte gogonată, dându-mă drept coleg de-al lui. Și va trebui să perpetuez gigantica minciună până ce va pune mâna pe piatra prețioasă pe care o caută, apoi să-l pocnesc în cap și să-i ofur doar ca să ne salvăm pieile de diabolicul Willy față de rechin. Totul se reduce la jafla, drumul mare, trișare, înșelăciune necinstită, premeditată. Oh, da. Așa, fă-ți bagajele. Și așa, Jack cel teribil l-a păcălit pe Tocilar Hotărescu și a plecat spre insula lui Lucy. A fost o provocare pentru Jack cel teribil să-și păstreze fațada, dar fiind un mincinos atât de priceput, în curând l-a făcut pe învățat să creadă că e real. Ei bine, nu mai mult și vom fi bogați, nu slac? Ce fraier s-a dovedit a fi Hotărescu ăla? Ce cu asta că aș fi un fraier? Asta, nimic, vorbărie de marinari. Nu știu prea multe despre marinărie. Suntem aproape de insula lui Lucy? Suntem foarte aproape. Ce poți spune despre această insula lui Lucy? Nu prea multe, mă tem. Doar cum să eviți toate capcanele ascunse în templu. Capcane? Doamne Sfinte, Maică Plicise, da. Locul ăla e o adevărată capcană mortală. Un pas greșit și tang, ți-a zburat capul. Dar cu siguranță tu știi despre ele? Sigur! Pământ! În sfârșit. Acela e templul? Parcă face parte dintr-un circ. E minunat, nu-i așa? Ce rasă avansată trebuie să fi fost? Rasă avansată de țâcniți! Hai, dată voi doi! Nu mai rămâneți în urmă! Trebuie să găsim piatra prețioasă! Grăbiți-vă! Trebuie să fim mai prudenți ca niciodată aici. Trebuie să aleg placa potrivită ca să deschid ușa templului. Da. Dă-i bătaie! Eu nu mai deschid nicio ușă pe aici! Asta e! Am reușit! Am nimerit-o! Slavă Domnului! N-aș fi vrut să mai cad încă într-o altă capcană!
capitane, în spate. Magnific! Incredibil! E a mea, e toată a mea! Stai puțin! Aia aparține muzeului lucrurilor rare, valoroase. Nu mai aparține! Acum îi aparține piratului Jack cel Teribil! Pirat? Pirat? Credeam că ești un arheolog pasionat! Exact asta am vrut să crezi! Acum că bijuteria e a mea, mă tem că va trebui să te bocresc în cap, să te las aici, să pieri! Frumoasă ispravă, n-am ce zice. Ai idee cât valorează acea bijuterie? Sigur că da! Sigur că acum nu mai valorează nimic, bufon împiedicat! Hei, vezi cum vorbești! Lăcomia ta a răpit milioanelor de oameni șansa de a vedea una dintre cele mai mari minuni naturale ale lumii! E bine, sper că ești mulțumit, domnule Lăcomie! Domnule eu, gata cu plăcerile bogăției pentru tine, domnule Isteț, domnule Egoist! Ei bine, măcar voi avea plăcerea să stai capul! Ce s-a întâmplat? Găin Henrietta! Poftim! Scăpând bijuteria aia adus zeitatea templului la viață! Presupun că asta e rău! Pentru tine? De ce doar eu? Tu m-ai dus aici, gogomanule! Da, dar uite de la asta! Bună ziua, domnule zeitate! Eu sunt un spectator nevinovat și așa doi sunt pirați care au venit să jefuiască templul de toate posesiunile sale pentru propriul lor interes. Și apoi au scăpat bijuteria și eu n-am avut nicio legătură cu asta! Mătăreule! Oh, nu, n-ați făcut asta, e adevărat? Indubitabil! Oh, asta e supărător, dar tu pari un om cinstit și de treabă, așa că am să-ți dau drumul. Aceste fete îți vor arăta ieșirea și te vor însoți pe o corabie de lux înapoi pe pământul tău de origine. O călătorie care va dura mult. Sper doar că tu și fetele vă veți ține de urât în săptămânile de plictiseală pe mare. Păi, ne vom gândi noi la ceva. Mulțumesc oricum! Ia un coș cu fructe! Mulțumesc din nou! La revedere! Deci noi putem pleca, presupun? Oh, mai taci, nu vrei? Hai, uite-te la ea, e distrusă, nu am asigurare, trebuie să fii atât de împiedicat, sincer. Da, scuze pentru asta. Ei bine, acum va trebui să te trăsnesc. Nu vreau să te trăsnesc, dar astea sunt trebuie. Nu, ce palpitant, eu nu mai fost trăsnit niciodată. Tu, capitane, dar ce înseamnă să fii trăsnit? Oh, nu vrei să știi, serios? Mă rog, bine, hai să-ți spun. Face gălăgie, face scântei și foc verde. De fapt, e chiar festiv, dar voi nu veți putea aprecia asta pentru că ochii vi se vor vaporiza instantaneu. De obicei, nu mai rămâne mare lucru. Vor avea noroc dacă vă vor găsi pantofii după ce voi termina. Atunci trăznește-ne. Bine, sper să vă placă. Nu, stai, hai să nu ne pripim. O să ne omoare, imbecilule. Haide, băieți, nu mai trageți de timp. Vreau să mă întorc în regiunile de jos. Aveam cel mai grozav vis. Uite, nu e nimic ce aș putea face. Nu. Mă rog, da, ar fi căutarea, dar poate dura foarte mult. Căutare? Ce căutare? Căutarea unui alt rubin albastru pentru a-l înlocui pe cel spart. Unde e? Ce trebuie să fac? E o misiune spre o moarte sigură. Trăsnitul e mult mai rapid. Vă pot ucide chiar acum în loc să tărăgânăm și să facem... Crede-mă, noi nu ne supărăm. Oh, pentru Dumnezeu. Bine, uitați-vă aici. Mai întâi trebuie să călătoriți pe insula Biclopului. Biclop? Da, are doi ochi, dar unul în spate și unul în față. Ce sunt chestiile pe care le gătește pe grătarul la uriaș? Oh, aceia ar fi oamenii care au încercat să-i fure cheia. Ah, și ce trebuie să facem când ajungem la acest Biclop? Furați cheia. Desigur, da, și după ce luăm această cheie? Vrei să spui dacă luați cheia. Dacă reușiți să luați cheia, apoi va trebui să mergeți la această insulă. Ce facem acolo? Asta e insula ușii încuiate. Trebuie să găsiți ușa încuiată și să o deschideți cu cheia pe care ați furat-o de la Biclop. Apoi furați faimoasa sabie arzătoare. Apoi vă duceți pe insula dragonului înfricoșător. Îl ucideți și furați celălalt rubin albastru, apoi îl aduceți aici și am să vă eliberez. Dar dacă plecăm de aici nu ne mai întoarcem? Te rog, nu mă insulta, sunt o zeitate pentru Dumnezeu, asta nu mi-obține doar reduceri la cumpărături. Să știi, pot să văd tot, vă pot trăsni de la orice distanță. Așa că... Așa că aveți mare grijă. Ei bine, va fi distractiv. Și așa, Jack cel Teribil a plecat în mare viteză spre insula Biclopului. Oare unde stă acel Biclop? Aha!
eu mermei slag și ia cheia. Hei, dați-mi cheia înapoi, hoți mărunți enervanți! Ce crezi că e sabia arzătoare, capitane? Păi, evident, e o sabie în flăcări, nu? Sună înfricășător. Da, cred că cu asemenea armă cineva ar putea la un moment dat să conducă lumea. Poate îl putem convinge pe Bob Zeitea să ne lasă să o păstrăm la urmă. Uite ușa, domnule. Ce rost are să te agiți atât pentru o cheie când a furisit aia de ușă e deschisă? Aproape a fost ucis căutând cheia asta idiotă și apoi aflu că nici măcar n-avem nevoie de ea. Mi se pare normal, Zac. Am nevoie de ceva tare și indestructibil ca să sparg ușa asta. Iată, Snack, cea mai temută armă de pe pământ. Miraș albastru. Dă-te înapoi, Snack, nu vreau să fii ars de flăcările cele mai grozave arme. Suzana, să nu plângi pentru mine! O, Doamne! Sabia sabie cântătoare! Ce dezamăgire, capitane! Da, îngrozitor! Odată fermierul avea un câine, Bingo îl chema, B-I-N-G-O, Bongo, Bingo îl chema, ho, hai cu toții! Cum o să omoare prostie sau un dragon, o să-l plictisească de moarte? Mie-mi place melodia aia, domnule, și Bingo-mi cheamă, Bingo, Bingo! Snack! Avem un dragon de ucis! Salutare din nou! Ei bine, cred că vă puteți da seama și singur că Jack cel Teribil se îndreaptă spre insula dragonului fricoșător de data asta. Deci eu am să tac, bine? Mai avem doar 15 minute pe parcometru, Snack, deci hai să găsim dragonul ca tu să-l ucizi! Poate locuiește în peștera aia, domnule. Nu fi ridicol, Snack! De ce o bestie uriașă și fricoșătoare ca un dragon ar locui într-o peșteră? Probabil ar avea ceva mai frumos! Eu cred că m-am găsit numitul dragon în peșteră, capitane. Serios? Ești foarte atent, Snack! Eu nu văd nimic aici! Unde sunt chibriturile? Sunt la mine, capitane. Păi aprinde unul, nu vrei? Până aici, hai să ne întoarcem să fim trăsniți, nu mai suport abuzurile astea. Ce e asta? Muzica. Asta nu e muzica, Snack, mă tem că e sunetul dragonului care vine spre noi. Repede, capitane, sabia. Nu crezi că doar îl va enerva pe dragon și îl va face să ne omoare mai repede? Ar trebui să-l ucideți, amintești? Ai puțină credință, domnule. Bine, în regulă, dar am să regret asta, să știi. Dacă aveam un ciocan, aș ciocăni dimineața și aș ciocăni și seara pe tot acest pământ, aș ciocăni peri... Uite ce, n-ai putea cânta ceva mai eroic? Până la urmă suntem pe cale de a fi mașinăriți de un dragon! Oase, oase, oase uscate, osul tălpii e legat de osul piciorului, osul piciorului e legat de osul genunchiului, osul genunchiului e legat de altos și osul ăsta e legat de osul ăla și altele sunt legate de... Stai locului odată! Cum vrei să-ți stai capul dacă nu-ți sare așa? A, nu-l putem ucide, capitane, e drăgălaș. Cred că vrea să se mai joace cu tine, capitane. Încetează! Ei bine, cum vom lua bijuteria dacă azurelul ăsta nu ne lasă să-l ucidem? Îl întreb eu, domnule. Să-l întrebi? Uf, 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 ham, 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 ham. Spune că rubinele albastre sunt înăuntru. Rubinele? La plural? Adică sunt mai multe decât unul? Așa a spus el. Ce spune? A spus, vino și adun și pe blegul ăla urât cu nasul mare. Ultimul comentariu face referire la mine sau la tine, Snack?
Vreau să deschizi ușa, capitane. Bine, dar dacă ceva încearcă să-mi mănânce capul, tu vei plăti pentru asta, Snack! Uite-te la ele, Snack! Suntem bogați! Repede umpleți buzunarele, dar cu grijă! Nu scăpa niciunul sau vom fi îmbăluiți într-un mare nor albastru! Uite, acum vom lăsa sacește mari cu rubine în pasa lui Azorel. Îi vom da lui Bob zeitatea piatra lui, apoi vom pleca acasă unde vom trăi ca niște regi. Și îl plătim pe mâine față de rechin. Ce? A, da, am uitat de el, da. Așa, Azorel, tu stai aici cu pietrele prețioase rămase și dacă apare cineva să le fure, dă-i foc la cap. Ia, uite, v-ați întors și aveți și rubinul albastru, e fantastic! Ar trebui să fiți foarte mândri. Auzi, îți arde capul mocnit. Da, știu. Poftim, uite-ți rubinul, idiot. Acum o de pleca? Doar o întrebare. Da, ce anume? Ați găsit doar un rubin albastru, nu-i așa? Da. Nu mai minți, nu-i așa? Sigur că nu. Deci nu ai un sac de rubine albastre ascunse afară ca să le duci acasă și să trăiești fericit o veșnicie ca un rege, nu-i așa? Absolut deloc. De ce întrebi? Doar trebuia să verific. Deci, suntem liberi să plecăm? Păi, practic, da, dar nu vreau să rămâneți! Nu, la revedere, Bob! Haide, comandăm o pizza! Am niște filme! Îți place Power Rangers, nu-i așa? Am o piscină în spate, hai băieți, vă rog! Sunt așa de singur ca zi, tate! Să încărcăm corabia, să plecăm la drum, înainte să se mai întâmple ceva! Bine, Snack? Capitane, chiar vorbeai serios când ai spus că împarți prada cu mine? Sigur, Snack, tu m-ai ajutat cinstit și corect și astfel ai dreptul la partea ta din pradă! E minunat, capitane! Eu n-am avut niciodată niciun fel de comoară! Băi, bucură-te de ea cât mai ține, Snack, deoarece cu toate că m-ai ajutat la primul jaf, jaful acesta îl fac singur! Ia uite! Dă încoace banii sau viața! Vezi, e totul corect și pe față! Păi, cred că e în regulă atâta timp cât n-am fost înșelat. Pământul e plin de înșelășiuni, Snack. Primul lucru pe care să-l înveți e să ai mai multă grijă de banii tăi. Bun venit înapoi, capitane. Willy față de rechin a primit rubinul albastru ca plată pentru găina de mare. Nu, a luat doar chirie pe lună pentru ea, banditul a zgârcit. Nu știu de ce am suportat asta, chiar nu știu. Probabil pentru că te-ar fi legat iar de masă și te-ar fi întins până ai fi arătat ca o spaghetă. Ah, da, asta a fost. E bine, mai avem un lucru de așteptat. Care ar fi acela? Păi, Willy, față de rechin, e atât de lacom încât nu va putea rezista să încerce să taie rubinul albastru în mai multe pietre cele mai mici. Domnule Sfinte, capitane, ce-a fost asta? A, asta ar fi Willy față de rechin care descoperă cât de greu de tăiat e un rubin albastru. Cred că nu va mai vorbi cu noi o vreme. Nu, până nu va ieși din salonul de arși. Apropo de salonul de arși, ai scăpat de dragonul ăla deranjant, Snack? Domnule, n-am putut să-l trimit înapoi, așa drăgălaș și pufos. Nu e pufos, Snack! E acoperit cu solzi! Mă rog, l-am pus într-un loc sigur unde nu vă stă în cale, domnule. Jos în camera, unde nu mergeți niciodată, domnule. Știți cea cu toate butoarele de pulbere în ea? Am pus și rezerva de rubine albastre acolo cu el ca să le păzească. Vorbești de camera prafului de pușcă? Asta e. Niciodată nu mai amintesc numele ei. Imbecilule, ai pus un dragon care scuipă foc într-o cameră plină cu praf de pușcă și pietre prețioase explozive? Scoate-l de acolo imediat, înainte să... Ar fi bine să te rogi, Snack, să cădem în apă la întoarcere sau voi fi foarte supărat pe tine. Ca să vezi, mi-au fost ascultate rugăciunile. Eu aș începe să mă rog în locul tău, Snack. Nu, 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 nu,